Am mai descoperit o serie de formațiuni rămase de la peștera care a fost aici. Apa continuă să picure din tavan de sus. Întrebarea este de unde vine, să fie apă din condens și nu cred. Și nu știu că sus nu sunt, sus nu e nimic, nu e niciun pârâu, nu e niciun râu. Probabil că e ceva altă apă de infiltrație pe undeva de sus, aici se vede clar că picură pe toți pereții și adică e ca lumea, picură bine, nu așa, deci e clar o sursă. Formațiuni de peșteră care îmi sunt foarte familiare. Și aici în interior cineva a pus aici băț. Cred că e de la un palmier. Este cotor de frunze de palmier. Foarte, foarte interesant să poți să vezi în astfel de locuri.